și izgonind pe Adam, l-a așezat în preajma grădinii celei din Eden. Și a pus heruvim și sabie de flacără vâlvâitoare să păzească drumul către pomul vieții. Cartea Facerii, capitolul 3, versetul 24. Preacucernice părinte, consilier, preacucernici părinți, protopop. Preacucernici părinți, domnule primar, onorate oficialități și iubiți frați și surori, pentru mine, poate și pentru dumneavoastră, este un prilej plin de bucurie, și anume acela că ne reîntâlnim la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Și cuvântul de învățătură pe care vi-l pun la suflet cu prilejul acesta, îl intitulez așa. Prin post și prin rugăciune reintrăm în rai. Duminica aceasta, când începe postul mare, este și numită în calendar Duminica izgonirii lui Adam din Rai. Acum, din Sfânta Scriptură, frățiile voastre știți ce s-a întâmplat. L-a creat Dumnezeu pe om, l-a așezat în Rai, l-a lăsat să mănânce din toate bunătățile. O singură poruncă i-a dat: din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, pentru că în momentul în care vei mânca, cu moarte vei muri. De singura poruncă a fost postul, nu mânca din pomul acela. Și ne spune Scriptura că diavolul era și ret, în chip de șarpe, a venit la Eva știindu-o mai sentimentală și i-a zis: chiar v-a poruncit Dumnezeu să nu mâncați din pomul acela? Dumnezeu ne-a lăsat să mâncăm din toți pomii, dar numai din acela să nu mâncăm. Pentru că în momentul în care vom mânca, vom muri. Nu veți muri, nu veți muri. Ce veți fi ca Dumnezeu și veți fi binele și răul. Aceasta este tactica lui până astăzi, atunci când facem păcate, când facem fără de legi. Și nouă ne zice: nu veți muri, nu se va întâmpla nimic, uitați-vă că toți fac. De ce nu, să nu faceți și voi? Ei, biata Eva a întins mâna, a luat mărul, l-a gustat și a dat și lui Adam. Consecința a fost cea pe care ați auzit-o citită din Scriptură. Și izgonind pe Adam, l-a așezat în preajma grădinii celei din Eden și a pus heruvim și sabie de flacără vâlvâitoare să păzească drumul către pomul vieții. I-a dat afară de rai. Detaliază Scriptura că Evei Dumnezeu i-a dat sarcina de a naște fii cu durere lui Adam, ca în sudoarea fetei sale să lucreze pământul, iar diavolului să se tărască pe pântecele lui. Și am zis că în duminica aceasta, când intrăm în postul mare, ne aducem aminte de acest episod al căderii oamenilor. Este duminica izgonirii lui Adam din Rai. Pentru că, așa cum am intitulat predica noastră, prin post și prin rugăciune dorim să reintrăm în Rai. Vedeți? Peste 7 săptămâni
icoana Învierii ne-l reprezintă pe Domnul Iisus Hristos ieșind din mormânt și cu o mână ținându-l pe Adam, cu cealaltă pe Eva, scoțându-i din iad și ducându-i în rai. Deci lucrul acesta ne-l propunem și noi ca prin post și rugăciune să reintrăm în rai. Să reintrăm în rai. Acum și Evanghelia ce s-a citit. Ne învață cum să postim, să nu ne mândrim cu postul nostru. Să avem o statură firească, normală. Dar înainte de a posti de bucate, ne spune Evanghelia că trebuie să postim de răutate, să ne împăcăm cu toți semenii pe care i-am necăjit. Să iertăm pe toți cei ce ne-au greșit nouă. Și apoi, dacă ar fi să mai adăugăm post, rugăciune, să venim la biserică mai des, neapărat să ne spovedim, măcar o dată în postul acesta. Pe lângă toate acestea, e importantă filantropia creștină, facerea de bine. Prorocul Isaia, în cartea sa, în capitolul 58, spune un lucru simplu, dar atât de important. Începând cu versetul 6. Nu știți voi postul care îmi place? Zice Domnul. Rupeți lanțurile nedreptății. Dezlegați legătura jugului. Dați drumul celor asupriți și sfărâmați jugul lor. Împarte pâinea ta cu cel flămând. Adăpostește în casă pe cel sărman, pe cel gol îmbracă-l și nu te ascunde de cel cu neam cu tine. Atunci, adică dacă vei face așa, atunci lumina ta va răsări ca zorile și tămăduirea ta se va grăbi. Dreptatea va merge înaintea ta, iar în urma ta slava lui Dumnezeu. Atunci vei striga și Domnul te va auzi. La strigătul tău va zice, iată-mă, dacă tu îndepărtezi din mijlocul tău asuprirea, amenințarea cu mâna și cuvântul de cârtire. Dacă dai pâinea ta celui flămând și tu saturi sufletul amărât, lumina ta va răsări în întuneric și bezna va fi ca și miezul zilei. Așa ne învață prorocul Isaia cum ar trebui ca postul să-l asociem cu filantropia, cu facerea de bine. Sigur că Evanghelia ce s-a citit e foarte simplă. Când postești, nu fiți triși ca fățarnici, că ești molest fetelelor, ca să se arate oamenilor că postești. Adevărat găiți vouă și-au luat plata lor. Tu însă când postești, unge capul tău și fața ta o spală, ca să nu te arăți oamenilor că postești și tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns, îți va răsplăti ție. Deci, postul nu este o greutate, ci este o șansă. O șansă de a ieși din iad și a intra în rai. Astăzi este duminica izgonirii lui Adam și a noastră, a tuturor, din rai. Și ziua Paștelor este ziua când Domnul Hristos, prin învierea sa triumfătoare, ne duce pe toți în rai. Acum vezi, zice, pledați pentru post, dar nu toți putem posti așa cum am dori. Sunt și oameni bolnavi, sunt și oameni neputincioși, copii. Și atunci, meditând la post, un profesor de religie din Finlanda, Tito Koliander, a scris o carte întreagă, Calea Asceților, spunându-ne că dacă sunt și creștini care nu pot ține chiar tot postul,
pot compensa. Și zice el, te mănâncă limba să pui o întrebare? N-o pune. Ai avut obiceiul să bei două cești de cafea pe zi? Îmi poți bea numai una. Ți-i tare poftă să mergi la plimbare? Rămâi acasă. Și continuă așa, arătându-ne că sunt și alte modalități de a compensa postul, dacă nu-l putem ține în întregime. Postul, știm, este reținerea de la mâncăruri de origine animală și de la lactate și hrănirea cu vegetale. Acum, am zis că postul neapărat, postul de bucate, trebuie asociat cu postul de răutate. Și vă voi da încă un exemplu și voi încheia. O carte deosebită de bine scrisă este Cartea Frații Karamazov. Ea a fost scrisă de către Dostoievski, un mare scriitor rus. Și în cartea respectivă are un capitol întreg în care se preocupă de un părinte duhovnicesc, de părintele Zosima. Părintele Zosima s-a apropiat de ceasul morții și le-a spus creștinilor tare multe lucruri folositoare. Și gândindu-se la faptul că prin faptele bune, prin apropierea de Dumnezeu, omul poate ieși din iad, a dat următoarea pildă. O femeie desfrânată, o femeie păcătoasă, a murit și a ajuns în iad. Îngerul ei păzitor era tare preocupat. Cum să facă să o scoată de acolo? Să tot gândea ce faptă bună a făcut amărâta. Și și-a adus aminte că într-o zi, când trecea pe uliță un cerșetor, desfrânata a mers în grădină și a smuls un fir de ceapă și l-a dat cerșetorului. Și îngerul i-a spus bunului Dumnezeu, uite, a fost uneori și milostivă. Și bunul Dumnezeu i-a zis îngerului, ia firul ăla de ceapă de care zici, du-te la gura iadului, lasă-l în jos să se prindă de el și tu scoate-l afară cu femeie cu tot. Așa a făcut. A luat firul de ceapă pe care îl dăduse femeia pomană și a zis femeii să se prindă de el, s-a prins de el și, paradoxal, firul ăla de ceapă subțirel o ținea. Și când se apropie de gura iadului, alți nenorociți care erau în iad s-au prins de picioarele ei. Paradoxal, dacă ar fi fost cu minte, tot ar fi ieșit din iad cu firul ăla de ceapă. Dar ea fiind o ticăloasă, a început să dea cu picioarele și să strige. Firul de ceapă, eu l-am dat pomană, nu voi. Amărâții au căzut în iad, dar când bunul Dumnezeu a văzut-o că tot rea a rămas, firul de ceapă s-a rupt și a căzut și ea în iad. Așa că postul de bucate pentru a ne folosi trebuie neapărat însoțit cu postul de răutate. Și atunci ieșim din iad și mergem în rai. Postul cel mare de 7 săptămâni ne pune la îndemână mișloace ca să ieșim din iad și să mergem în rai. Închei cu o cântare de acum din postul mare, tare frumoasă. O citez. O auziți și în biserică. Ușile pocăinței, deschide-mi-e dătătorule de viață, că mânecă sufletul meu la biserica Tatăl Sfântă, purtând trupul
cel cu totul întinat, ci curățește-l cu mulțimea milostivirii tale. Vă dorim postul mare, cu multă, multă liniște, iar sărbătoarea Paștilor să vă aducă multă, multă bucurie. Amin.